Această clădire a fost construită între 1996 și 98 și, deoarece în ultima perioadă clădirea nu a fost folosită la întreaga capacitate, nu s-a făcut întreținerea corespunzătoare, construcția fiind într-o stare avansată de degradare fizică și morală, la propunerea domnului primar Ivanov Filip, în anul 2016, s-a inițiat cererea de finanțare pentru acest obiectiv, fiind de o importanță pentru comunitatea comunei Murighiol, să beneficieze de asistență medicală, mai ales că în această clădire funcționează și un centru de permanență și se poate interveni în caz de urgență, având în vedere că cea mai apropiată unitate de urgență este la Tulcea, aproximativ 40 de kilometri de localitatea Murighiol. O importanță deosebită o are și cabinetul stomatologic, care funcționează și el în această clădire. Prin investiția propusă se dorește reabilitarea așa acestui cabinet și dotarea lui pentru a îndeplini condițiile de funcționare impuse de Ministerul Sănătății și să asigure confort și siguranță întregii comunități a comunei Murighiol. Lucrările sunt în 80% executate. Aceste lucrări se referă la înlocuirea parțială a șarpantei, structurii acoperișului care a fost afectată, înlocuirea întregii învelitori din țiglă ceramică, finisajele medii, tencuieli, zugrăveli, gresie, pardoseli, faianță și așa mai departe. Dispensarul dispune de un kit fotovoltaic pentru alimentare cu energie electrică proprie și apă caldă prin montarea de panouri solare cu tuburi vidate. Totodată s-a înlocuit centrala termică inițială cu alte două cazane cu combustibil solid mixt și lemn și peleți. Reabilitarea termică a fost făcută prin anveloparea cu polistiren ignifug. Tencuielile exterioare cu decorativă. S-a montat un coș de fum nou din inox. S-a înlocuit tot ce înseamnă tâmplărie exterioară și interioară, urmând ca în scurt timp să poată fi deschis în totalitate, el pe tot parcursul lucrărilor, funcționând la jumătate de capacitate, mutându-se cabinetul dintr-o parte a clădirii în cealaltă, va dispune inclusiv de un scaun nou de stomatolog cu tot ce înseamnă echipamentul necesar și sperăm ca în 2 luni de zile să putem să-i facem și recepția obiectivului.